Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să facem ceva mai special, o să ne mai jucăm, o să continuăm povestea, o să ne jucăm Portal 2. Am mai făcut noi câteva episoade în trecut, habar n-am de când am mai postat un episod de Portal 2, cred că de o săptămână sau două. Dăm noi pe continuu jocul, dacă nu știți despre ce e vorba. În acest joc este un joc puzzle, adică puzzle. 2 secunde, vreau să verific, alo, domnule joc. Așa. Voi acum nu vedeți nimic, doar că eu vreau să văd dacă filmează și filmăm, e blană bombă, blană bombă. Nu uitați să dați și voi acolo un buton de like, vreau și eu măcar să ajung la un like, frate, atâta vreau. Un like, ok? Ia să ne filmează, filmează, ok, blană bombă. Vreau un like, domnule, un like. Normele federale mă obligă să te avertizez că următoarea cameră de testare arată foarte bine. What? Ia, stai, stai. Bă, boss. Și mai trebuie asta. Ok, chestia asta e destul de interesantă. Stai că nu funcționează așa. Stai că nu-mi dau seama cum trebuie făcută. Deci trebuie una dreaptă. Bă, boss, lasă-mă, așa. Deci una dreaptă. Încă una. Stai că e complicat. Așa. Ideea e că asta dacă bag două, mi iese tot una. Aoleu! Nu, stai, trebuie să mă gândesc. La două lasere. Mă, stai că chiar nu știu cum să o fac. Și știu că am mai făcut-o. Dacă nu știți, am zis că am mai jucat jocul ăsta în copilărie. Stai. What? Nu. Gata, am făcut. Aia e tati. Parcă țineam de ceva că trebuie duse toate trei în același punct, știi? Dar nu mai eram sigur. Hai că l-am făcut. Așa și cum spuneam, da, nu prea am vorbit pentru că mă concentrez, sunt niște bazele, unele sunt grele. Oricum, devine jocul mult mai amuzant,
mai pe la jumătatea poveștii. Deci dacă vreți să mai vedeți episoade, v-aș ruga să apăsați acel buton de like. V-am zis, vreau măcar un like, vreau să văd dacă pot să fac un like, frate, la episodul ăsta. Eu și chiar vreau să văd dacă pot să fac un like. E tot ce-mi doresc, frate, un like. Our last bag. Part of me is going to miss it, but at the end of the day, it was just taking up space. Oh god. What's going on? Who turned off the lights? Fuck. Hey, buddy. Aoleu, nu iar ăsta. Ideea e că noi trebuie să facem echipă cu el, că e și o poveste, și da, pe mine mă interesează doar puzzle-urile și nu pot să schimbi chestia asta din joc, pentru că așa e jocul. Te pot auzi. Dar eu nu voiam să fug. Nu voiam să fac puzzle-ul. Oh god. The irony is you were almost at the last test. Here it is. Why don't you just do it? Trust me. It's an easier way out than whatever asinine plan your friend came up with. Wait, where are you going? Where are you going? Oh, look. There's a deer. You probably can't see it. Get closer. Da, ne-a păcălit. Știam că se întâmplă chestia asta. Știam că ne păcălește, doar că altundeva nu aveam unde să mergem. Că e o poveste, vă dați și voi seama. Știam că ne păcălește, ne-a zis că ăsta era ultimul test. Că era ironia să fie ultimul test, dar să fim serioși. Cine crede personajele negative că eu nu? So, da. Ooh, baby, like, vum, vum. The irony is you were almost at the last test. Ah, what? Here it is. Why don't you just do it? Trust me, it's an easier way out than whatever asinine plan your friend came up with. Stai, chiar aveam... How stupid... Chiar aveam de ales? Credeam că continuu altfel, lol. Ah, lol, chiar puteam să o iau pe altundeva, nu mi-am dat seama. Continuă povestea. Păcat că n-am sprint pe jocul ăsta. Okay. You're okay. Great. Come on. This way. This way. Turret. Okay. Ah. Go. Ah, putem să fac asta. Nu m-am gândit. N-am sprint! Să iau lift. Oh god. Ne vedem pe partea cealaltă. Nu știu, pe mine jocul ăsta mi se pare puțin scary. Să nu spui că iar îmi salvează. Oh god, iar îmi salvează. Dude, salveam eu dacă voiam, domnule joc. Domnule joc cu poveste plus. Oh god. Evadarea.
Okay. Ah, brilliant! You made it through. Well done. Okay, follow me. We've still got work to do. What's that mean? Okay. Okay, don't move. Nu te mișca. Okay, alright, so I've got an idea, but it is bloody dangerous. Here we go. Ah! Oh, for God's sake, they told me that if I ever turned this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Dude, jocul ăsta încă e mișto și vă dați seama că e veche. Din 2013 sau ceva. Bine. Nu știu exact când s-a lăsat GTA 5. Chopped up his entire staff of robots, all of them robots. They say at night you can still hear the screams of their replicas, all functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Dacă vreți să citiți voi ăla de pe ecran, puteți să le citiți. Eu le-am mai citit una înainte și sincer nu prea mă interesează. Wait, careful, let me light this jump for you. Fuck. Tom. Partea asta în care povestea e destul de stranie, aș putea să spun. Adică e foarte stranie. But, yes. Careful, careful. Wait, careful. Let me light this jump for you. Okay, this looks dangerous. I'll hold the light steady. What? Woo! Oh, nicely done. Alo? Quick, this way. Here's an interesting story, you might like this. I almost got a job down here in manufacturing, but guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Oh god. Ended up giving me the worst. Bă, da, vreau să mai fac puzzle-uri. Era poate interesant jocul. Just attending to the humans. Sorry about that. That just slipped out. A bit insensitive. What? The smelly humans. Ah, lol. We've got to get you out of that room. Can you reach that wall back there? Merci, roboțel. Băi, e destul de creepy toată situația asta, suntem ținuți activi pe acolo. E creepy. Wow. Huh. Oh my gosh, iar îmi salvează după. Mereu că sunt două, dar astea îmi salvează. Exact. Partea enervantă la jocul ăsta. Bă, da, e un joc foarte bun. Știu că nu sunteți prea mulți care apreciați. Dar e un joc foarte... E și creepy în același timp. Ok. Ah. Turret redemption lines active. Please do not engage with turrets heading towards redemption. What? Dacă eu sunt mai greu și nu înțeleg ce trebuie făcut. Pe ce aici? Ok. Ah, lol. N-am văzut chestia aia. Turret redemption lines are not rides. Please exit the turret redemption line. Nu. A, gata, am văzut pe unde.
Ok, haide. Oh god. Oh god. Ok. Ok, gata, hai că am intrat. Am intrat, ok. Asta e faza, că nu te pune doar să mergi, te pune să mai și rezolvi puzzle-uri din acestea. Și mi se pare super, super șmeche. Ai, ce scanează că unii sunt defecți. Mi-aduc aminte de nivelul ăsta, parcă. Parcă mi-aduc aminte de nivelul ăsta. Bă, mai tași, bă, din gură. Mi-aduc aminte. Da, mă, știu, știu! Nu, stai. Bine, îmi trebuie din aia, parcă. Dacă nu mi-aduc aminte pe unde luam una de aia. Stai că nu mi-aduc aminte. Deci trebuie să pun un din ăla. Stai că știu. Trebuie să prind pe ăsta. Aia e mai jos cu nivel. Ok. Cică Temple Response, dar era bun. Fuck. Trebuie să se prind unul, drag, care e... Salut, roboțel. Și eu trebuie să-l pun pe ăsta stricat în locul ăla. Stai jos. Ok. Oh my god, și am făcut. Was there any sort of announcement before it opened, like a buzzer or an alarm of some kind, or like a hacker alert? I mean, you know, fair enough. The important thing is it's open, but just mention. Okay. All right, now she can't
user turrets. So let's go and take care of that neurotoxin generator as well. Bă, dacă vorbește. Mor. Am doar trebuie să iau pe aici. Asta e, nu știu, o firmă abandonată. 40 potato batteries. Embarrassing. I mean, I realize they're children, but still, you know, low-hanging fruit. Nu știu, mai că am zis să fi terminat jocul vreodată. Băi, la prima, la următoarea salvare sau lift, o să închidem și noi episodul. Sperăm că mai urmează un lift. Ah, ok, deci aici o să salvăm. Dacă poate urmează totuși un lift. Totuși. Poate urmează totuși un lift, pentru că ar fi mult, mult mai, mai util. Un lift. Hai, bosulica, haide. Haide. Hai, hai, că vreau să salvez, să închid. Și nu vreau să continui de aici. Oh my god. No, cred că o să închidem noi episodul aici. Mai e o ușă de aia, stai. A, iar îmi salvează. A, ba, nu uite pe mine. A, uite un lift. Ia, stai, poți să... Te bosulică. O să închidem noi episodul aici. Eu vă mulțumesc foarte mult că sper că gen, dacă salvez, nu o să mă dea departe. În fine, nu uitați, dacă v-a plăcut, o să continuăm noi data viitoare povestea. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi acolo un buton de like, share, subscribe, m-ar ajuta pe mine foarte mult. V-am zis, măcar un like să facem. Eu am fost Sebi și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!